Bună ziua, este 10 august 2021. Sunt aici în lunca Someșului și probabil și prin alte zone ale țării, în zone de necultivate, a început să crească o plantă care nu este originară de la noi, din părțile noastre. În engleză se numește Golden Road, și e meliferă. Florește în, în, jur de 15 august, pe la mijlocul lui august. Știu că o singură dată sau de două ori, nu mai știu exact, am făcut, am făcut, cules de producție de la ea. Atunci erau mai multe, era o zonă mare aici necultivată. Acum a început să se facă case și să mai pune un pic de lucernă, ceva, altceva. Mai sunt, mai sunt câteva zone, dar nu va da numai un cules de întreținere, cred că, de această dată. Am vrut să, să, vă arăt această plantă, fiindcă dacă o aveți prin, prin zona dumneavoastră, s-ar putea să beneficiați un pic, măcar de un cules de întreținere, dacă nu, dacă nu de, de producție. Mierea seamănă foarte mult cu, adică, seamănă un pic cu mierea de, de castan. E o miere puternică, cu un miros și o, o aromă puternică. Chiar vorbeam cu cineva din... Din America și pe acolo crește și e o miere apreciată, care acolo se cumpără mai scump decât alte mieri. Pot să vă zic că nu mi-a displăcut nici mie când am avut-o, dar e un pic ciudată pentru România. Deci clienții s-ar putea să, să strâmbe din nas prima dată până ce îi prind gustul. Ce să vă spun, acum pe, pe final de vară concedii plăcute, spor la stimulări care faceți, care aveți nevoie, sunt zone unde nu prea este polen și merită dat o turtă proteică, în multe părți deja a început să, să scadă ponta și atunci stimulăm ca să, să creștem ponta și să băgăm familii mai puternice în, în iarnă. Vă doresc un uh, final de vară cât mai liniștit și plăcut și sănătate multă dumneavoastră și al dumneavoastră. Și sper că n-au rămas butoaie goale după anul ăsta în care a fost un cules bun de, de salcâm și cred că și la floarea soarelui a fost bine. Uh, nici eu nu mă pot plânge. Am ajuns, am ajuns cu bine, să zic, în, în România. Sunt aici de vreo săptămână aproape, nu chiar. Și ne simțim bine. Vă salut, vă salut pe toți cei care urmăriți acest canal. Numai bine și multă sănătate. A fost Mihai Rus, stuparu.ro.